Bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Maria, Domnul este cu tine. Cântarea îngerească adusă unui om, cu poruncă de la Tatăl Ceresc, este intonarea a Sfântului Înger și adusă Maicii Domnului. În această cântare găsim Sfânta Treime oglindită, că bucură-te cu care și începe, ea trebuia să aducă bucuria în lume, aducea pe izbăvitorul lumii, aducea cel ce trebuia să omoare moartea, trebuia să șteargă lacrima de pe pământ. Era Mântuitorul. Deci bucură-te, a început Înger. Ceea ce ești plină de dar, îl vedem pe Duhul Sfânt, că a împodobit-o cu multe daruri pe Maica Domnului. A umplut-o de daruri ca pe cea mai fastuoasă ființă de pe pământ. Câte daruri a avut ea sunt incomensurabile. Și Domnul este cu tine înseamnă că Tatăl Ceresc este Domnul Lumii. Bucură-te ceea ce ești plină de darul, Marie, Domnul este cu tine. Îi spune și numele, îi zice Marie, că ea era cu nume dat din cer, care se cheamă, se târguiește comoara ta. Cine a fost această ființă de neam omenesc? Vom parcurge câteva cuvinte ca să ne dăm seama de slăvirea ei, de această ființă care o numim Fecioara Maria. Ea o nume Sfinții Părinți Corabie, fiindcă a salvat din îndec omenirea. Așa cum corabia lui Noe a salvat sufletele de la nec și restul lumii a murit toată, la fel ea a salvat omenirea prin ceea ce a adus pe pământ pur pe Domnul nostru Iisus Hristos. După Noe, îl vedem pe prorocul Moise, când păștea oile socului lui, vede un rug aprins, dar el nu se mistuia. Și când s-a apropiat de acel rug, aude glas din cer, nu te apropia, descalță-te. Ce era acel rug care era cuprins de flăcări, dar nu se desfia? Că apoi a dispărut focul și rugul a rămas același. O simboliza pe Fecioara Maria, că ea, cum a purtat în pântecele ei focul dumnezeirii și nu a cuprins-o, s-o ardă, la fel era preînchipuirea ei în rugul acela. Pe urmă Moise merge cu poporul după ce îl salvează din robia egipteană. Merge spre pământul făgăduinței, unde el nu ajunge. Dar, cel puțin, a împlinit porunca lui Dumnezeu ca să scoată poporul din robie cu mână tare și cu braț înalt. A ajuns la vârsta de 80 de ani, când primește poruncă de la Dumnezeu ca să meargă să scoată pe poporul din robie. El știa că poporul lui este acolo în Egipt. Și știa de robia aceasta, dar nu putea să-l scoate. A fost fiul
faraonice, fiul lui faraon, a fiicei lui faraon, și el a crescut numai la curtea lui faraon. Timp de 40 de zile a făcut și facultate, universitate, la mers. Era un om deștept, cunoștea multe. Din această cauză l-a ales Dumnezeu din neam iudeu ca să scoată pe poporul din Egipt. După ce îl scoate, cum am văzut, trece prin Marea Roșie, avea Dumnezeu ca să le dea mană iudeilor. Au început din capul locului tot să-l cârtească pe Moise. Că ziceau, ne-ai scos din Egipt, acolo unde aveam cărnuri, aveam la cazan carne și mâncam și ne îndesulam și ne-ai scos în robie, ne-ai scos în pustia aceasta ca să murim aici. Aceasta era cârtire către Dumnezeu și nu era către om. Că ei trimiteau aceste cuvinte către cer. Erau proaspete făcute minunile lui Dumnezeu cu ei, cum i-a scos din Egipt. Ca să vezi perete de apă în stânga și în dreapta și nu se varsă să te merge. Dar mai presus de aceasta, s-a făcut acea cărare prin mijlocul mării și era pașește verde. Cum era posibil aceasta? Iubiți credincioși, s-a văzut minunea lui Dumnezeu atâta de pronunțată și ei totuși nu voiau să creadă. Au crezut la început, dar pe urmă au uitat minunea. Cereau cărnuri în pustie și le-a dat Dumnezeu mană cerească. Le-a dat niște boabe care curgea noaptea și trebuia la răsăritul soarelui ei să adune mana cerească pentru familia lor. Numai cât să le ajungă lor. Că dacă lua mai mult, se puțea. Și așa au făcut și 40 de ani cât a peregrinat prin pustiul Sinai, când au găsit calea spre pământul făgăduinței, le-a curs mană. Au mâncat mană cerească și cum spun Sfinții Părinți, când luau în gură acele boabe, și se gândeau că ar trebui, ar vrea să mănânce cu tare lucru, atunci se făcea în gustul lor acel care dorea ei. A poruncit Moise ca din mana aceasta să strângă și să spună așa, strângeți a 10-a parte din 3 măsuri de mană. Le strângeți ca să rămână mărturie pentru veacuri, pentru popor, ca să vadă cum a fost crescut în pustie. Și a strâns acea mană și a pus-o într-o lădiță. Apoi cârteau iudeii că nu sunt preoți și din celelalte seminții. Și că numai din seminția lui Aron, din seminția lui Levi, că ei, Moise și Aron, se trăgeau din seminția lui Levi. Și au cârtit aceștia ca să și ei pot să facă preoție, că preoție i-a dat lui Aron. Iubiți credincioși, și această cârtire a fost rezolvată numai de Dumnezeu, cu braț înalt. Că au ieșit 250 cu căderețe și au pus tămâie ca să aducă lui Dumnezeu jertfă.
S-a rugat Moise lui Dumnezeu să facă ceva, că el nu mai poate să vină de acest popor. Și atunci a venit un foc și i-a ucis pe tată, pe Core și pe Aviu. I-a ucis și cădelnițele la aceea, la Az. Și-au rămas de izbelește acolo, la cortul mântuirii. Apoi s-a gândit ca să aducă fiecare câte un toiac și să-l pună în fața cortului și să se roage lui Dumnezeu ca să adeverească preoția. A venit și Aron cu toiacul lui și l-a pus acolo. Și când a descoperit, după 3 zile de rugăciune, a văzut toianul înflorit, înverzit, că era un toian de lemn. Toianul acela cu care făcuse minunile la faraon. L-a găsit înverzit, înflorit și cu nuci pe el. Și toianul acela l-a păstrat și l-a pus și acela în lădiță. Apoi a venit vremea ca să dea legile și le-a dat, Dumnezeu le-a dat pe des peste piatră când s-a dus în Sinai și a stat 40 de zile în munte de Sinai, nimic mâncând și nici bând, s-a rugat numai la Dumnezeu. A discutat atunci cu Dumnezeu numai Moise și i-a dat tablele de lege scrise cu degetul lui Dumnezeu. Când a venit jos la poalele muntelui, iudeii s-au închinat la vițelul cioplit. Așa s-a supărat Moise că a izbit tablele de lege, a izbit pe piatră și s-au crăpat. Dar Dumnezeu s-a milostivit din nou, i-a iertat și l-a trimis din nou în munte și a dat al doilea rând de table, tot așa de calorul, cum am auzit. Și scrise cu același deget al lui Dumnezeu, că a scris Dumnezeu pe piatră ce-i stă în neputință lui Dumnezeu oare. El care a făcut piatra vârtoasă, nu putea să o moare și a scris ca într-aluat, acolo a scris decalog. Și acelea le-a pus în, tot în aceeași lădiță, care pe urmă s-a numit chivotul lege. Și o cătelniță de aur și apoi toate acestea le-a pus într-o mată mai mare și 2 eruvimi deasupra ca să le păzească. Ăla era toată faima poporului Israel. Poate vă puneți întrebarea, de ce peste tot găsești evreu? Când se duc din lume președinți de țară, de imperiu, își pun cipilica aceea pe cap, se duc la evrei. Americanii, cât de mare strahol, e un urs parcă, s-a numit jandarmul lumii, dar se duce la evrei. Oare de ce? E țară evreiască. Toate sunt evreiești și ei s-au întins în toată lumea. S-au întins, iubiți credincioși, că au și un statut al lor. Au statutul din Vechiul Testament. Că niciun popor nu a fost mai mângâiat cum a fost poporul Israel. Noi nici nu ne-am născut atunci. Cu 1000 de ani în urmă, când poporul lui Israel era. Anglia și celelalte țări, ca
care acum sunt fasoase, nu erau, erau niște triburi sălbatice, dar ei aveau împărat atunci. Apoi, iubiți credincioși, a mers Moise până la pământul făgăduinței, cortul acela care l-a primit de la Dumnezeu cum să-l facă. Și în cort era chivotul legii, care ținea năstrapa cea de aur. În năstrapa de aur era tablele legii, după cum am spus, era mana cereasă, care am calculat așa să fi fost vreo 7 kg. Și toiacul lui Aron. Prin acestea se adeverește dumnezeirea lui Iisus Hristos. Acea năstrapă preînchipuia pe Maica Domnului, că așa cum în ea era închise tablele legii și toiagul Aron și mana cerească, tot așa Maica Domnului l-a închis, l-a născut pe Mântuitorul în pântecele ei. Și toate erau date de Mântuitor. Le-a dat la vreme. Și a trimis divinitatea preoției și a fost adeverită cu acea înflorire a toiagului, care era uscat. Era un păs care se sprijinea în bătrânețele lui, Aron. Și tocmai cu minune dumnezeiască l-a găsit înflorit, l-a găsit și cu nuci pe el, cu rob. Deci acestea preînchipuiau pe Maica Domnului. Când ieșeau iuteii la război, mergeau cu sicriul legii, cântau și biruiau pe toți păgânii. Sicriul legii, pentru fără de legile iuteilor, că s-au pierdut de tot, înaintând în timp, a dispărut. Și a dispărut înainte de a merge în robia babiloniană, care era la 500 de ani înainte de Hristos. L-a luat prorocul Ieremia, a strâns focul, că avea și foc din cer care să ardă jertfa. Iudeii trebuia numai cât să-l întrețină. A strâns acel foc și a luat sicriul legii și l-a dus într-un munte. Sunt disperați iudeii acum, că toată slava și cinsta a iudeilor era în sicriul legii, unde era năstrapa cea de aur, o lădiță frumos tare lucrată și aceea o preînchipuia pe Maica Domnului. L-a luat Ieremia și l-a dus într-un munte și nu se mai știe de atunci despre el. Și sicriul legii pe urmă l-a adus în templul lui Solomon, l-a pus în Sfânta Sfintelor, cum ar fi în Sfântul Altar la noi, unde intra arhiereul cel mare o singură dată în an. Aducea jertfă pentru el și pentru tot poporul, în Sfânta Sfintelor. Dar a căzut templul cu robia babiloniană și ca noroc că a primit de la Dumnezeu o poruncă, prorocul Ieremia și-a luat sicriul legii și l-a ascuns. Când au venit din robia babiloniană, iudeii, că au stat 70 de ani, pământul acela a fost părăsit, dar nu ocupat, Palestina de astăzi.
Au crescut pulihoaie pe el. Toate cetățile erau părăginite. L-a păstrat Dumnezeu tot pentru iudei. I-a mustrat pentru păcatele lor. Vedeți unde ați ajuns dacă ați ascultat de Bala, ați ascultat de toți idolii păgânilor. Și după robia babiloniană a făcut din nou biserica. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul lui Cirus, împăratul Persiei, i-a ajutat foarte mult acel împărat, le-a dat bani și sub ocrotirea lor s-au dus în Palestina și și-au făcut din nou templu în care consta toată slava lor și pe urmă și-au găsit din nou identitatea. Bineînțeles că nu au mers toți evrei, nu au venit toți din Persia, de acolo de unde au fost în robie. Că ei și-au dezvoltat afacerea, că asta îi caracterizează, bani și afacerea. Și-au rămas acolo mulți din ei, dar cei mai credincioși în Dumnezeu au venit aici înapoi în Ierusalim. S-au scurs iar veacurile și trebuia să se împlinească prorociile. Ele erau un chip umplit, date de Dumnezeu iudeilor, dar palpabil nu era nimic. Și a venit prima dată un iudeu, un idumeu, care i-a condus pe evrei. Și era o prorocie că nu va lipsi Domn din Iuda până va veni unsul Dumnezeu. Și acum ei puteau să-și dea seama că s-au împlinit prorociile, că a venit Irod cel Mare și acela cum l-a conotat istoria, s-a strecurat ca o vulpe, a domnit ca un leu și a murit ca un câine, că a pierit în chinuri groaznice, s-a umplut de pugă și puțea groaznic, cum puțea Antioch, care v-am spus duminica trecută. Este legea lui Dumnezeu dată peste păgâni. A venit Irod și de acolo s-a dus stăpânirea regală numai de altă seminție. Iată că Irod a făcut ca să crească în ochii iudeilor, s-a gândit ca să refacă templul făcut când au venit din robia din Babilon. Iudeii nu prea aveau încredere în el, dar a adunat toate materialele și l-a făcut foarte repede. Oare de ce? Mă gândesc că trebuia să vină Maica Domnului și să vină ceva curat. Apoi a venit vremea să se nască Maica Domnului. S-a născut din doi bătrâni sterbi, că ei n-au avut copii și au dorit enorm de mult copii, din Ioachim și Ana. A stârpit Dumnezeu sămânța lor până la bătrânețe. Nu le-a dat copil. Și s-au rugat cu foc la Dumnezeu ca să le dea un copil. Și le-a auzit Dumnezeu rugăciunea tocmai în toamna vieții, când deja pentru ei era prea târziu. Și-a înviat Dumnezeu trupurile lor și-a făcut pe Ana, pe Maica Domnului. Când a făcut Dumnezeu pe om, spune în Sfânta Scriptură că a luat pământ fecioremic, unde n-a crescut nimic niciodată, și l-a făcut pe om. A luat în semnul crucii pământ fecioremic.
Probabil că de asta a stâlpit Dumnezeu și pe Ana, ca ea să se nască cu porunca lui Dumnezeu. Că e tot ca un pământ fecioarelic, pântecele Anei. Ea era bătrână, dar a născut. S-a făcut o bucurie enorm de mare în Ierusalim că cei doi bătrâni a dat Dumnezeu copil. Și acel copil a fost făgăduit lui Dumnezeu. Și a dat-o la vârsta de 3 ani, a dus-o în Sfânta Sfintelor. A dus-o la templu în Ierusalim și acolo era cu brațele deschise Zaharia, era tatăl, viitorul tată al lui Ioan Botezătorul. A primit-o în brațe și el a simțit cu Duhul că aceasta nu este chiar ca oameni. Și a luat-o în brațe, a călcat legea și a pus-o direct în Sfânta Sfintelor, unde nu intra decât arhiereu. Și el, parte feminină, a pus-o acolo. A avut poruncă de la Dumnezeu. Și acolo Maica Domnului a stat până și a venit în firea ei femeiască, dumneavoastră știți, și nu s-a mai putut să mai seamă. Era hrănită de către Arhanghel acolo. Arhanghelul a venit și a învățat-o multe, se obișnuise cu el. I-a considerat că e cineva, e un străin, dar îl iubea enorm de mult, fiindcă era în Duhul lui Dumnezeu. Această pruncă, iată că a venit ca să împlinească toate prorociile. În ea avea să se adune toate prorociile care erau semănate în timp și în loc de către Dumnezeu. Pe urmă, după ce a venit Maica Domnului și l-a născut pe Mesia, după răstignire, Sfinții Părinți i-au adunat ca într-un buchet toate pildele vieții ei. Și apoi toate prorociile se vedea că duc toate către ea. Iubiți credincioși, cât despre Maica Domnului o știm cu toți. Ce minuni cu tremurător de mare face și face și acum minuni. Icoanele ei, dacă sunt cinstite și prețuite, fac minuni. Cu icoana numai și face minuni. N-a întârziat să vină și la oameni. A venit în persoana ei așa. Îmi amintesc de o fetiță. Mică era copil și se juca cu alți copii în jocurile lor copilărești. Și a venit Maica Domnului cu o trenă de fecioare și zice, dar ce faci tu aici? Mă joc. N-ai vrea să mergi cu noi? Așa de fascinat a rămas acea copilă, încât că a zis că da. Dar vezi, dacă vrei să mergi cu adevărat, să nu te mai joci cu ei și roagă-te. Și s-a rugat 40 de zile și a 40-a zi a venit Maica Domnului și a luat sufletul. A luat-o în buchetul ei de fecioară. Ea se cucerește la absolut toți care îl cheamă. Că ești păcătos, că ești drept, dar drept cine este? Numai Mântuitorul. Oricum am fi, dacă respir și sunt în viață și gândesc, trebuie să avem nădejde.
că Domnul, Fiul Său, a venit pentru cei păcători și nu pentru cei drepți. Sunteți aici de toată coloratura, după putere. Țin minte cu zeci de ani în urmă, nici nu voia unul din ei ca să audă de Dumnezeu. Era cu serviciu, era în timpul comunism. Și acum nu se mai deslipește de biserică. Vedeți, dând timpul în urmă, iată de ce Dumnezeu îl rapte pe om. Și când greșește, închide ochii. Și diavolul aruncă cu noroi în obrazul lui Dumnezeu și zice, iată-ți, robul tău ce-ți face. Și Dumnezeu tace și îl așteaptă ca să se întoarcă. Vedeți și frățiile voastre câte necazuri sunt. Dar te rogi la Dumnezeu și cu ajutorul lui, cu bineța lui, ești izbăvit. Așa că să mergem înainte, iubiți credincioși. Fără Maica Domnului nu se putea. Nu avea cum să se facă mântuirea. Dar a venit acea corabie, a venit acel rug, a venit năstrapa cea de aur și a adunat toate prorociile într-un singur om. În pura Fecioara Maria, care o să observăm duminica viitoare la adormirea ei. Și ei să-i dăm toată slava și cinstea și închinăciunea.